Am mai pus niște stâlpi de sprijin, încă 6, tocmai pentru a-i conferi o putere, o forță mai mare și să-l mențină cât de cât stabil. Și acum venim cu folia peste. Stâlpii ăștia le-am dat o vopsea să nu ia rugină, dar imediat o să le dăm și cu o vopsea neagră. Și acum venim cu folia din spate și încercăm să o tragem pe față. E un pic mai dificil până vă prindeți cum se pune, dar în principiu este ușor, după ce v-ați dat seama. Este nevoie de două persoane neapărat, pentru că altfel nu puteți să o întindeți. L-am tras, iar pe interior are acești arici care vin ușor pe fiecare stâlp de susținere. O să-i prind pe toți și o să întindem un pic. Acum nu știu dacă o mai trebuie ranforsată și pe exterior pe ață ceva, dar vedem. Momentan suntem mulțumiți de cum arată. Am mai pus și pe spate un stâlp cu o placbandă ca să vină susținerea bine. Vom vedea imediat ce va ieși. Am dat folia peste, acum producătorul spune că trebuie îngropat aici la margini toată folia, așa că ne apucăm să facem un șanț și să o îngropăm cu pământ. Pentru a o întinde și nu, să nu sufle vânt. În schimb, nu sunt mulțumit înăuntru, pentru că nu toate încheieturile au acești arici. Sunt doar la nivelul ăsta și jos de tot arici. Sus nu sunt deloc. M-am gândit să mai întind o sârmă plastifiată. Această sârmă luată pentru pomii pe spalier. Mai mi-a rămas și o folosesc să trag niște traverse de susținere și sus pe folie, să nu facă burtă. Pentru că e așa, chiar dacă o întinzi și o bagi în pământ, tot rămâne un pic de burtă și la ploaie face burtă și nu e bine deloc. Așa, dacă pun traversele din sârmă, vin cu ele, le prinde într-o parte în alta, nu mai dă voie să facă burtă. Calitate-preț suntem destul de mulțumiți, 900 de lei plus ce-am mai dat pe fier, pe vopsea, pe, eu știu, 1100 de lei maxim. Este destul de acceptabil. Folia este groasă, are inserție de, nu știu ce acesta, un plastic dur. Mă apuc să ranforsez și cu sârmă toată partea superioară, să nu facă burtă, și revenim după aceea. Deja cu sârma asta pe care am pus-o, pe partea stângă, s-a schimbat total, nu se mai văd acele burți, atunci fie în regulă, acum punem și pe partea dreaptă. Deci mare grijă dacă cumpărați un astfel de solar seră, să aveți în vedere că mai trebuie să puse chestii de ranforsare și de susținere. Ele vin destul de firave.